Primăria Comunei Șirineasa va avea o altă față din 2016. Autoritățile locale au hotărât să aloce 140.000 de lei pentru reabilitarea și modernizarea instituției, lucrările fiind demarate încă de la începutul anului trecut. O să modernizăm birourile, adică începând de la parchet, schimbat uși, zugrăveală, tot ce se face pe interior, și extinderea constă în construirea a două grupuri sanitare, pentru că nu avem, avem grupurile sanitare în fundul curții, ca acum 50 de ani, o sală de protocol, pentru că nu avem, iar deasupra, la etaj, facem un spațiu pentru arhivare. Avem un birou unde avem tot ce s-a arhivat, dar e neîncăpător, e mic. Și mai ales că, între timp, am trimis și o funcționară din primărie la specializare pe domeniul arhivărilor. Acum ne facem o sală mare unde să putem să depunem tot ce trebuie arhivat. Eu vreau ca și am clauză în contract și nu să fie gata. Edilul a menționat faptul că sunt restanțe în valoare de 2,4 miliarde de lei vechi la constructorul care lucrează la asfaltări pe ordonanța 28, iar în acest scop s-au făcut demersuri la conducerea Consiliului Județean Vâlcea și la Minister pentru obținerea fondurilor necesare achitării restanțelor.